Polițistul local de la poliția locală din Târgu Jiu, care a bătut un om pe stradă, riscă să-și piardă locul de muncă. El deja a fost demis din funcția de șef al Serviciului de Ordine Publică. După finalizarea anchetei penale, va fi făcută și o anchetă internă, iar primarul municipiului, Marcel Romanescu, anunță că vor fi luate măsuri drastice, nefiind tolerat un astfel de comportament din partea unui om al legii. Polițistul local riscă așadar să fie dat afară și să-și piardă, evident, locul de muncă. Polițistul local se afla în timpul liber și se întorcea de la o petrecere. La un moment dat s-a întâlnit pe stradă cu un bărbat care plimba un câine. În urma unui conflict spontan, fără un motiv bine întemeiat, polițistul local l-a lovit pe târgujean. Am luat măsuri de îndată, am făcut o adresă către Poliția Națională pentru a ne comunica toate documentele care stau la baza cercetării, din ce înțeleg cercetării penale pentru faptele produse de către angajatul poliției locale. Ieri, la nici 24 de ore, am emis dispoziția prin care am încetat calitatea de șef serviciu a domnului de la poliția locală, urmând ca astăzi să înaintez comisiei de etică spre soluționare acel incident și comportamentul de neacceptat al unui angajat al autorității publice locale. Polițistul local riscă să rămână fără loc de muncă și să fie dat afară după anchetele care vor fi făcute în acest caz. De ce comisie de etică? Pentru că legea pentru constituirea și funcționarea comisiei de disciplină încă nu a fost publicată în Monitor Oficial. Iar ulterior, comisia de etică poate să înainteze comisiei de disciplină pentru sancțiuni mult, mult mai dure. Nu accept astfel de comportamente de la niciun angajat al autorității publice locale, cu atât mai mult de la un reprezentant care ar trebui să pună în aplicare legea, nu să ajungă în situația în care a ajuns în seara respectivă. Se poate ajunge la desfacerea contractului de muncă? Inclusiv la desfacerea contractului de muncă. Vom vedea exact cum se soluționează dosarul care se află în cercetare la parchet, pentru că legea ne obligă ca pe perioada cercetărilor de organelor judiciare să suspendăm orice cercetare administrativă. Și e clar că reprezentanții din Comisia de Etică și poate din Comisia de Disciplină vor suspenda pe moment ancheta administrativă până se finalizează cercetarea penală, după care le voi solicita angajaților mei să ia cele mai drastice măsuri. Bărbatul bătut de polițistul local a ajuns la spital și a primit îngrijiri medicale în urma loviturilor primite.